Trei ofițeri de poliție francezi au fost suspendați din funcție în urma unui material video în care bat un bărbat cu pumnii și cu picioarele. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Victima era un producător de muzică de culoare, iar incidentul s-a petrecut în studioul lui. În înregistrare se vede cum, la un moment dat, ofițerii încearcă să îl scoată cu forța pe bărbat, dar fără succes. În cele din urmă părăsesc studioul, dar câteva clipe mai târziu, înăuntru sunt aruncate gaze lacrimogene. Potrivit presei franceze, totul ar fi pornit de la faptul că bărbatul nu purta mască. Ministrul de interne francez, Gérald Darmanin, a anunțat că va cere demiterea ofițerilor.